este foarte important secretarul de comună. Este foarte important pentru că spui respectarea legii, spui încadrare și absolut tot actul administrativ vizat legislativ are valoare. Altfel, nu se poate decât în cadrul legii. Tocmai de aceea, în cadrul Asociației Comunelor din România, a fost înființat corpul profesional al secretarilor de comună din România, iar la Constanța, în acest moment, dumneavoastră, vedeți filiala județeană Constanța a Asociației Comunelor din România în ședință de lucru cu corpul profesional al secretarilor. În această zi, secretarii județului Constanța, a comunelor județului Constanța, îl vor desemna Consiliul Director, președintele, cadrele de conducere și în același timp, din punctul meu de vedere, cel mai important este că noi suntem astăzi prezenți aici pentru a colecta care sunt problemele pe care comunele din România le ridică în cadrul adunării generale a Asociației Comunelor din România, adunării generale, care va avea loc la București în perioada 18-20 februarie. Este foarte important pentru că acum două săptămâni am avut o întâlnire Consiliul Director cu reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale, respectiv vicepremierul Stănescu, Ministerului Dezvoltării Regionale, unde noi am înaintat o notă de probleme care se referă la comunele din România. Astăzi le colectăm pe cele din punct de vedere juridic care sunt și dumneavoastră știți că totul se referă la conținutul legilor, la conținut, la corelarea, coroborarea legislativă în administrația publică în România. Secretarul unei unități administrativ-teritoriale este un factor de stabilitate la nivel de unitate administrativ-teritorială. El este liantul dintre Consiliul Local și Primar, ca să spunem așa. Se ocupă de legalitatea documentelor întocmite în primărie și mai exact actele administrative adoptate la nivel local, hotărâri de Consiliul Local, ale legislativului, cum le numim noi Consiliul Local, și Primarul, dispozițiile pe care le emite acesta. Astăzi aici ce face? Astăzi încercăm să întrunim corpul profesional al secretarilor comune din filiala județului Constanța. În luna iunie anului trecut s-a constituit la nivel de țară corpul profesional al secretarilor la nivel de țară. A fost o întrunire deocamdată provizorie până la constituirea tuturor filialelor la nivel de țară. Anul trecut, în iunie, a avut deja loc o întâlnire în cadrul conferinței ACOR, așa unde s-a luat hotărârea ca secretarii de comună să se constituie într-o structură ACOR, fără personalitate juridică și noi aici nu facem altceva decât să ne alegem conducerea de data aceasta. Și conducerea vă va reprezenta acolo? Da. Ne va reprezenta ori de câte ori este nevoie și să reprezinte interesele tuturor secretarilor de comună. Este importantă funcția de secretar de comună? Este foarte importantă. Într-o instituție, funcția de secretar și de contabil, din punctul meu de vedere, sunt foarte importante. Secretarul, pe parte de legalitatea actelor administrative care ies dintr-o primărie, contabilitatea, toată lumea știe, pe parte de financiar contabil. Din punct de vedere al activității.